Dragi mitologi, în aventurile noastre dedicate găsirii adevăratei mitologii românești, ne oprim la babele din povești. Vom răspunde unor întrebări care ne macină de când eram mici. De ce sunt babele urâte? De ce sperie doar copiii? De ce arată uneori ca niște gagici din filme porno? Cel puțin în jocuri. Și vă promit, acesta este cu siguranță clipul cu cele mai obscene și dezgustătoare imagini pe care l-am făcut până acum. Doamne ajută și la mai multe! Și ca întotdeauna, nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel! Babele sunt în general personaje din folclorul popular românesc și se împart în două tabere, bune și rele. Cele bune, desigur, sunt legate de luna martie și de legenda babei Dochia, dar despre astea am vorbit în altă parte. Ele în general erau femei știutoare, inițiate, specialiste în magie și vrăjitorie. Dar noi astăzi vom vorbi de baba Cloanța Cotoranța, baba Hârca sau baba Oarba. Vă mai aduceți aminte de baba cea rea și urâtă din snoavele și poveștile copilăriei, o făptură hâdă, ursuză și grozavă, care nu avea altceva mai bun de făcut decât să sperie copiii și să-și împrăștie veninul și blestemățiile la tot pasul. Cu o istorie și origini care ajung până la marea zeiță mamă a pământului din Paleolitic, baba Cloanța a devenit personajul negativ preferat din poveștile românești, de care toți eroii trebuie să se ferească. În afară de sensul de femeie bătrână, în limba, credințele și mitologia românilor, cuvântul babă are o mulțime de alte conotații, în general legate de aspectul de părinte, strămoș sau inițiator. Mai mult, toate basmele românești le numesc ființele cele mai ale dracului, de unde probabil termenul de babă a fost mereu legat cu cel de cloanță, cotoroanță, hârcă, talpa iadului, hoașcă și multe, multe altele mai urâte. La noi babele trebuia obligatoriu să cunoască vrăjitoria, împrumutând mai multe elemente din culturile greacă, slavă, celtă, germanică și tracă și amestecându-le cu alte zeități, s-au născut babele din basmele românești. Prima babă despre care vom vorbi și cea mai cunoscută de altfel este baba Cloanța Cotoroanța. Ea este o bătrână monstruoasă care în basmele românești apare drept o femeie urâtă, cocoșată, cu dinți lungi și colți ca grebla. În variantele culese de Petre Ispirescu, baba Cloanța este nimeni alta decât mama zmeilor, care avea atributul nemuririi ascuns într-o cușcă de suflete. Când era lovită de moarte de eroul pozitiv, fugea și sorbea din sufletele închise, câștigând astfel viață și putere. Deci baba era nemuritoare. De asemenea, ca și orice babă de pe scară care nu te lasă să te joci, babele erau vrăjitoare și puteau închega apele cu farmecele lor și mai ales aveau autoritatea de a sta la taclale cu necuratul la orice ceas al nopții. Iar următoarea pe lista noastră este baba Coja. Puține au auzit de baba Coja pentru că este un spirit feminin malefic specific mitologiei românilor din Ardeal, care are puterea specială de a ucide copiii nebotezați. Mai mult de atât, specialiștii insistă asupra faptului că mai are o soră, Maia Dracucaia, pe nume Frau Brechta, aia din Germania, despre care am mai discutat și este mama tuturor duhurilor necurate. Baba Coja are unghii de aramă la mâini și nas de sticlă, țopăie cu un picior de fier prin negura nopții și fură sufletele copiilor pentru a le ascunde în tufe de soc. Mai mult, este foarte posibil ca baba noastră Coja să fie rudă sau aliată cu baba Iaga, aia din folclorul sârbesc de pe vremea când dacii stăteau la un loc cu slavii. O altă babă rea care a băgat spaima în sufletele românașilor și ale copiilor lor de-a lungul secolelor este baba Hârca. Hârca locuiește într-o văgăună ascunsă prin coclauri neumblați. Numele ei denotă legătura evidentă cu practicile magice, cu cranii umane și animale, care aveau un rol important în cadrul cultelor străvechi din Dacia. Unii specialiști ne spun că aceste cuvinte românești, hârca, hârști, sunt legate și împrumutate din mitologia slavă sau iraniană, unde găsim o altfel de zeiță numită Haors sau Hars.
Când eram mic, credeam că baba oarba este amuzantă și în general oarbă, așa că nu are cum să-ți facă rău, însă adevărul e departe. E foarte ciudat cum în cele mai inocente jocuri ale copilăriei noastre descoperim influența bătrânei mitice și mai ales opoziția dintre bine și rău. Pentru că versurile și gesturile din acest joc de fapt simbolizează spiritul de dincolo venit în lumea celor vii, în trecut, iar baba oarba avea o menire pur rituală în trecut, identifica natura benefică sau malefică a personajului proaspăt întors din morți. După care stabilea cu acel spirit o legătură, facilitând transmiterea mesajului strămoșilor spre cei mai tineri descendenți. Deci era un fel de telefonul fără fir, sau un fel de iPhone, dar de la din Evul Mediu. Chiar dacă nu vă vine să credeți, în mitologia românească există și o babă bătrână. Această babă este în folclorul românesc o reprezentare mitologică, în Cartea Românească a Morților, să zicem așa, care vămuiește sufletul pe drumul care leagă lumea de aici de lumea de dincolo. Această babă îl așteaptă pe cel care moare de obicei lângă o fântână și prin cântecele funerare, mortul este sfătuit cum să depășească unul din momentele critice ale călătoriei. În afară de babele deja pomenite, în tradiția populară românească există zeci de alte babe, printre ele remarcându-se și Joi Mărița și Marțolea. Aceste două ființe mitologice care patronează peste actul torsului și al țesutului împrumută chipul și înfățișarea unor babe hidoase și rele. Iar la final, ca să nu dormiți la noapte, vă las cu o poveste autentică culeasă în județul Mehedinți despre o babă. Se spune că odată de mult, pe malul unei bălți, într-o pădure întunecată, trăia o babă coroiată, nespus de rea și mare vrăjitoare. Baba ajunsese vestită cale de trei județe, însă lumea stătea departe de coliba ei din pădure. Trei copii, din satul apropiat, au pus rămășa că nu au curaj să stea noaptea ascunși și să vadă dacă gura lumii adevăr grăiește. Iar în fiecare noapte, baba pleca de acasă pe cărări misterioase. Dar cumva, în fiecare noapte, de parcă știa, o lua pe cărări nevăzute și băieții se rătăceau mereu. Până într-o noapte cețoasă, când unul dintre băieți se despărți de ceilalți și reuși să ia urma. Ascuns în sălciile grele de pe malul bălții, băiatul speriat văzu cum baba se dezbracă. Iar corpul pe care îl arată era unul al unei fetișcane de 18 ani. Băiatul se îmbujoră și vru să-și ascundă privirea, însă ce văzu în continuare îl făcu să-i stea inima în loc. Se făcu din ce în ce mai rece, vântul prinse a urla prin sălci, balta bolborosi, iar baba îngână ceva într-o limbă tainică, profundă, guturală, bătu apoi cu bățul pe care îl avea la ea de trei ori în baltă. Scoase ceaunul pe care îl avea, întraistă, puse genunchii pe el și începu să cheme. Balta bubui, cerul prinse a mugi și din baltă o arătare scoase capul hidos. Dacă v-a plăcut și mai vreți, nu uitați să ne scrieți și mai ales să vă abonați la canal.